Hai, că ți-o dat un motiv. De ce să aibă emoție, în loc să am eu, că de-abia am venit în casa aia? Hai, că tu vină aici la ea. Nu mai vreau să vorbesc cu tine. Fă un pas cu ea și vină la ea. Gata. Nu mai, că nu mai vreau să mai vorbesc. Ela, de ce ai plecat acum? Nu mai vreau să vorbesc cu mine. Îmi dă la rece acum. Da, 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 și eu cum sunt și răcit imediat leu. S-au răcit vorbele tale. Și că am zis că îmi place de aia, înțelegi? Și că vreau ceva cu ea. Ai înțeles? Așa că eu nu... Nu, eu nu pot să înțeleg acum fapte ceva de astea. Prima și ultima, că altceva nu o să mai vreau să te cunosc. Stai cu minte tu, fata mea. Satisfăcut că nu mă vrei de amor de mine. Cică, cică, până ai nasoară pe lângă tine. Dar lăsă, lăsă moale, te mișcă mortale. Ești pira mea, efecte speciale. Ce fată m-a răspătat pe mine? Denisa. Cine? Denisa lui Iancu. Păi ce că n-aude. Și Berna a avut o relație cu Iancu. Da, și ce zice? Nu mă interesează. Adică nu sunt fetele tale. Fetele mele? Nu sunt fetele tale. Fetele altora și apoi... Au fost fetele altora. Fata rupe tot, rupe tot. Arată bine de tot, bine de tot. Nu știa să supărătă Iure. Pe nu, dar de ce zice că, m-am aliat cu tine ca să facem chestia asta? Dar n-am vorbit deloc, în afară. Ce-am făcut Liviane? Exact. Liviane! 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 Aveți cartofi toate? Eu sunt Nelson Mondialul. Mă cunoaște tot Arardealul. Dar cine aruncă milioane în continuu și tot are? Cine aruncă și produce, că vine capul, duce-mă. M-am născut să fiu fenomenal, să n-am niciun adversar, că sunt fenomenal, mă. Păi ce vrei să faci? Să sar pe aici de bucurie, că te văd eu când faci... A, dar nu... Băi, dar pe mine trebuie să văd, da... Ce, băi, pe bune, mă? Du-te, mă, că n-am ce vorbi. Că tu du-te, oricum, mă, extrapolezi de numai. Dar încearcă să mai fii și tu, poate stă bine. Îmi respect valoarea care sus mă ține. Nu-ți permite viața mea oricine. Maru, să ta, Cătălin. După aia ne spărăm. Da, tocmai aia ziceam și eu. Păi tocmai aia ziceai. Doamne, e ceva, aruncă două, trei vorbe spre mine, că văd că te-ai blocat. Nu are ce căuta, șmecher cu fraiere să stea. Asta îmi spunea mie, că eu am vrăjeală. El asta spunea mie, eu n-am vrăjeală. Merge mintea, merg rotițele. Cât m-a pus plăti, să-ți dau mintea mea o zi, să poți să produci mai mulți zi de zi. Da. Tine zice. Andreea, caută bărbatul ca să vorbesc. Mariana. Nu, asta e părerea mea. Am luat toți bărbații în aceeași oală, dar majoritatea bărbaților, jur, din nu stau mai mult în oglindă ca o femeie, da. Dar femeile care se calce, să spele, să astea unde sunt. Acum facem pe inabordabila. Poftim? Of, of, păi că nu salut, e un of, respect. Doamne, nu salut. E vorba de respect. Și de emisiune, vai, zici că mă place. Tine. Și tu nici nu saluți dimineața tu pe volul. Tu n-ai înțeles din treaba asta că tu nu oferi nimic ca un bărbat să oferi ce-ți dorești tu? Păi poate nu vreau. Păi nu vrei, nu poți. Nu poți iubi pe nimeni, că nu te lasă ea inimioara ta. Și știu ceea ce fac și consider că nu are rost să dau curs, mai ales la televizor. Dar tu prin faptul ăsta... Nani, nani, vreau să fac toată viața. Nani, nani,